Eu v-am spus că fac vlogurile iarna. Sper că mă vedeți cât de cât bine. Eu am plecat, afară ninge și este... Sper că mă auziți. Nu cred. Cred că mai bine ne auzim când ajung acasă, pentru că nu cred că mă auziți. Și m-am întors din cel mai mare frig al vieții. Exagerez, bineînțeles. Afară ninge, cred că v-am filmat, ninge atât de frumos, dar ninge frumos uitându-mă din casă. Mi-am prins părul într-un coc pentru că mi-am udat și părul, logic. Și am fost până în api. Nici nu cred că v-am spus unde merg. Eu mergeam, dar nu v-am spus unde. O să vă arăt foarte repede ce am cumpărat în această pungă. Și mai am o pungă de la iStyle pe care am să vă arăt după ce mănânc și că nu mai pot, efectiv, am mâncat super puțin astăzi și mor de foame. Bun, o să-mi fac niște paste carbonara. Nu o să filmez pentru că trebuie să fac cât de repede posibil, pentru că altfel cred că voi leșina de foame. Și asta le-am adus din Auchan, o pâine. M-am uitat cât de cât la globulețe, la decorațiuni de Crăciun, dar nu mi-au plăcut, să știți, chiar nu mi-a plăcut absolut nimic. Avem niște bacon pentru pastele noastre. Aici am luat o bandă din aceea dublu adezivă pentru că ne apucăm să decorăm casa. Nu în seara asta, dar în următoarele zile. Aici am luat ceva super, super. Sper să fie la fel de super cum cred eu. Aha, ceva mini croasante. Trebuie să țineți să văd cum se fac pentru că se pun la cuptor, logic. Să văd la câte grade și toate cele. Acestea sunt pentru mine, iar pentru iubitul meu am cumpărat cu fructe pentru că lui nu prea îi place nimic cu ciocolată. Și am luat așa ceva. Cu niște pachetele umplute cu fructe de pădure. O să vedem cum sunt. Am pus pe foc o oală să pierd paste, pentru că nu mai aveam pene, barila, așa. Și aici mai am câteva dulciuri. Am două Choco Dreams. Asta s-a cam sfărâmat, nici nu m-am gândit să nu o pun. În fine, asta așa n-am mai mâncat până acum, este cu cocos ceva și sper să fie bună. Și două măgura, una cu ciocolată, una cu lapte. Și tot la fel o ciocolată, o napolitană cu ciocolată și alune, dar nu focalizează, bineînțeles. S-a sfărâmat și asta, am pus greutate peste ele, pur și simplu nu mi-am dat seama. Bun, mă duc să fac paste, mănânc și apoi stăm de vorbă, povestim ce s-a întâmplat astăzi, ce am cumpărat aici și alte lucruri interesante. Și am revenit din nou după foarte, foarte multe ore. După cum v-am spus, eu fac un alt fel de vlogmas. Vlogmas noaptea după ora 12. Sunt eu aici și povestesc ce am făcut eu toată ziua mea, super spectaculoasă și super distractivă. Nu v-am povestit absolut nimic, am vrut să fac asta, doar că nu am avut când. M-am trezit într-o întârziere super mare, am întârziat la unghii, dar Ștefania, cea care îmi face unghiile, a fost super drăguță și mi le-a făcut. Haideți să vi le și arăt, pentru că efectiv sunt îndrăgostită de ele. Nu știu sincer să fiu cât de bine se văd acum, dar vreau să vi le arăt mâine când o să am și eu lumină. De acolo am venit super repede acasă. Am întârziat jumătate de oră, am menționat asta, dar am întârziat. Am venit, am mâncat cereale cu lapte și
m-am apucat să editez și să descarc ce am filmat aseară pentru că nu am avut timp, bla bla bla. Eu ar fi trebuit să mă trezesc mult mai devreme, să-mi spăl și părul și să mă și machiez cât de cât puțin, să nu arăt ca un așa ceva, doar că nu s-a putut. Bun. Și după ce am postat vlogul, am și fugit în mall. Inițial m-am dus pentru că pisichii s-a cam urcat pe laptopul meu și ea cam făcut-o ceva nefăcută. Aici la două taste nu se vede. Cred că a stat pe el. Vorbesc foarte încet pentru că dacă ar auzi iubitul meu, probabil ar leșina. Așa, glumesc. Da, probabil că a stat ea cu gheiuțele acolo, a cam înțepat tastatura și se vede așa un pic, așa că am zis, bun, trebuie să merg urgent să cumpăr husă, pentru că oricum aveam de gând să fac asta. Am fost la iStyle, după cum se poate vedea. Voiam să iau husă pentru tastatură, husă, protecție cumva se numește, doar că nu aveau. Și am luat doar carcasă. Vă spun și prețul, nu știu, vă interesează, am dat 255 de lei pe ea. Așa arată. Pe site erau două modele, aceasta și mai era una, doar că o aveau doar pe asta. Nu știu, e simplu, transparentă, nu știu, m-am uitat la ea dacă e zgâriată sau ceva, presupun că nu. Așa, asta o dată. Am mai luat un adaptor de la USB-C la USB, parcă așa să zic. Ăsta a fost 150 de lei. Bun, pentru că probabil ați observat că eu mereu spuneam, apuc să descarc videoclipurile și aveam două laptopuri. Probabil vă întrebați ce face fata asta cu două laptopuri. Ei bine, eu descărcam prima oară pe laptopul vechi, pentru că am un adaptor de carduri. Așa. Descărcam acolo, iar de acolo îmi transferam pe acesta. Era o nebunie totală. Și acum îmi voi descărca din cameră direct în laptopul acesta, ceea ce mă bucură super tare. Sper să funcționeze. Și ce am mai cumpărat? Am intrat și până în Pepco. Deci vreau să zic, decorativul mai urâte ca în acest an. Deci nu am văzut, n-am văzut. Pe lângă că sunt vechi, mic drăguț și nou și actual, foarte, foarte urâte. Toată lumea pe YouTube spune că în Oșan, Aușan, cum vreți să-i spuneți, că am auzit la variante de nu mai vreau să mai aud, cele mai drăguțe decorații sunt acolo. Doamne, n-am găsit nimic. Deci chiar n-am găsit nimic, chiar am și filmat câteva, cel puțin nu roz. Roz cu alb, pentru că așa voi face bladul, v-am mai spus. Dar nu am găsit absolut nimic. Și oricum era urât, ce să mai chiar nu mi-au plăcut. Ce erau drăguțe? Erau niște maimuțoaie, așa ceva maro, care am văzut acum că este o nebunie cu maimuțoaie de îmbrat. Maimuțoaie, nu știu, figurine. Da, alea erau drăguțe, în rest nimic. Așa, portofelul, o mânușă, pentru că una am avut-o în mână. Aici am intrat în DM și am luat această cârpă magică. V-am mai spus eu de ea. Deci am citit eu aici că este bună pentru suprafețe de sticlă și geamuri, orice tip de mobilier, gresie, faianță, granit sau piatră, pentru curățarea electrocasnicelor, cuptor, plită, hotă, gaz, frigidere, etc., pe orice fel de suprafețe sensibile, pe toate suprafețele din inox, ideală pentru TV sau computer, perfectă pentru tine și perfectă și pentru interiorul mașinii. Bun, am dat 25 de lei pe ea. Sper să funcționeze, pentru că dacă am dat 25 de lei pe o cârpă, din nou leșin. Deci nu se poate. Eu am citit pe net despre ea. Sunt într-un grup pe Facebook, trucuri în gospodărie, pentru că, da, sunt o gospodină. Și de acolo am aflat. Să văd și eu cum arată. Bun, atât de... Nu miroase nimic. Bun, atât de mare. Foarte mare, e mare. Mai mare decât laptopul meu. Cred că am s-o tai în jumate. Nu știu. Păstrez, nu știu, parte pentru oglinzi, parte pentru electrocasnice, o parte pentru mai știu eu ce. Bun, o testăm. Sperăm să fie bună cârpa aceasta magică. Am mai cumpărat această pudră de la Essence. Probabil o știți, am mai avut-o și mi-a super plăcut. Cred că am avut-o de două ori și am terminat-o.
Și am luat să testez acest Liquid Ink Eyeliner de la Essence. Aici văd că este 15 lei, deși acolo scria că este 7 lei. Bun, habar n-am, am rămas cam fără tuș lichid, am un borcanel, dar nu, mi este mai ușor să mă fac cu ăsta așa. Să vedem cum este, sper să fie bun, sper să fie ok, acum să vedem. Bun, îl testăm probabil mâine. Iar de la Pepco am luat baterii, pentru că v-am spus că astea au fost 5 lei și sunt 12, super preț. Pentru flamingo al meu de sus. Și am mai luat un brăduț. Am zis să iau și o decorațiune. A fost 8 lei. Hopa, hopa. Ia să vedem noi cum luminează el. Ah, deci este... Deci pe bune. Deci nu cred că arată în realitate. Mă duc să mai vreau. Deci merg să-mi mai cumpăr încă 2 brăduți. 2-3. Păcat că le cade acest sclipici. Este așa multicolor, e super drăguț, dar nu se vede acolo. O să vă arăt când am lumina stinsă într-un alt vlog. Măcar unul tot îmi cumpăr. Și cam astea sunt cumpărăturile. A, v-am arătat și dulciurile, mâncarea din Moșan. Și ce am mai cumpărat. A, ați văzut că am gătit? Da, am gătit. Foarte bune pastele. În schimb, ați văzut acele... Cum se numesc? Pachetele cu gem... cu gem de fructe de pădure, alea le-am cam ars, dar am dat puțin partea arsă jos și au fost super delicioase. Pastele, v-am spus, nota 100. Afară ninge, este frumos și aici se va încheia și vlogmasul cu numărul 9. Vlogmasurile mele sunt foarte diferite față de cele pe care le văd eu, cel puțin. Pe urmăresc eu vreo 3 sau 4 fete. Ce fac ele în vlog măsurile lor, nu sunt deloc asemănătoare. Eu mai mult vă povestesc ce fac decât să vă arăt ce fac. În fine, dar totuși eu sper că v-a plăcut. O să începem decorarea casei. Nu știu dacă mâine, dar poate poi mâine. Am luat și bandă, v-am spus, pentru fulgii aceia pe care vreau să-i lipesc pe aici, peste tot. Și mai vedem ce mai facem. Abia aștept să vă arăt și pe lumină unghiile mele, să vedeți ce frumos strălucesc în lumina soarelui. Pe mine mă găsiți și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Facebook, dacă vreți să mă urmăriți. Iar eu până mâine seară vă super pup!